Pentru prima oară în istoria orașului, la Giurgiu se va juca o finală de competiție fotbalistică cu importanță națională. Liga profesionistă de fotbal condusă de giurgiuveanul Gino Iorgulescu a decis ca trofeul Cupei Ligii să se decerneze pe Arena Marina Nastasovic din Giurgiu. Gino Iorgulescu a dorit o finală cu tribunele pline și fără scandal. Astfel s-a renunțat la Arena Națională și stadionul Ilie Oană al Petrolului Ploiești. Vă spunem că am avut intenția să facem pe stadionul mare, dar ținând cont de situația Stelei, conflictul cu spectatorii și numărul de spectatori de la Târgu Jiu, a trebuit să alegem un stadion mai mic. Aveam două posibilități, Ploiești sau Giurgiu, dar am ales Giurgiu pentru că am vrut să evităm și conflictul dintre spectatorii Stelei cu cei de la Petrolul. Tot astăzi au fost prezentate trofeele pe care campioana României și câștigătoarea Cupei Ligii le vor primi. Gino Iorgulescu i-a invitat pe jurnaliști să aleagă care dintre trofeele fabricate în Italia să aparțină campioanei. Anul trecut ne-ați criticat că am avut niște trofee, un trofeu la campionatul Ligii Profesionale de Fotbal care n-a fost pe placul dumneavoastră. Vă dăm posibilitatea acum să alegeți din cele două, sper să fie pe placul dumneavoastră și să alegeți din cele două care să fie pentru campionat și care să fie pentru Cupa Ligii. În cele din urmă s-a votat, iar trofeul cel mare va fi decernat campioanei, iar Cupa Ligii are o formă ieșită din comun. Așadar, dacă Astra nu a ajuns în ultimul act al Cupei Ligii, giurgiuvenii vor putea măcar să urmărească un meci de neuitat în data de 20 mai. Stadionul Marina Nastasovic este unul dintre cele mai noi stadioane din România, iar infrastructura sa îndeplinește cele mai pretențioase criterii.